Astăzi, în jurul orei 13, detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit la un accident rutier, unde 4 autoturisme au fost implicate pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Accidentul s-a soldat cu 9 victime. La fața locului s-au deplasat ambulanțe SAJ, SMURT și una de transport personal și victime multiple din cadrul detașamentului de pompieri Drobeta Turnu Severin. De asemenea, 5 dintre cele 9 victime au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin cu politraumatisme. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a fost solicitat să intervină în municipiu la un accident rutier produs între 4 autoturisme, 9 persoane implicate. În urma evaluării medicale de către Serviciul Județean de Ambulanță și SMURT, dintre acestea 5 persoane au fost transportate la OPU politraumatizate. Au fost transportate cu ambulanțele SAJ, o ambulanță SMURT și o ambulanță de transport personal și victime multiple. Cum a fost misiunea? Intervenția a fost una destul de dificilă, având în vedere că au existat un număr destul de mare de victime. Martorii de la fața locului susțin că unul dintre șoferii unui taxi ar fi avut viteză și nu ar fi respectat distanța legală dintre două autoturisme, pentru care s-a produs coliziunea. Din ricoșeu din el a dat în dreapta și a sărit pe partea cealaltă. Probabil se grăbea, avea viteză să prindă verde. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și vor continua cercetările pentru a stabili cu exactitate cauza producerii accidentului, cât și împrejurările în care a avut loc acesta.